Slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duc, amin. Prea cu cernici părinți, prea iubiți frași și surori, slăviți să fie Domnul și Hristos în Iată-ne cu ajutorul lui Domnului la Londra. Mă uitam pe aici și priviam și găsesc foarte mulți frați chiar de la Roma, de la Bergamo, și mă bucură că o sunt frață noștri și când au plecat din adunările noastre de la Italia, avem aici pe păr Părintele Iulian, printre primii care au fost în adunarea din Roma și găsim și aici și rămân aproape de Domnul și ne bucurăm. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare. Este o zi minunată, este o zi de bucurie. Este o zi când putem să-l slăvim pe Dumnezeu și să ne bucurăm de pacea și de binecuvântarea Lui. Aș vrea, la început, să vă salut cu ceva și să mulțumesc lui Dumnezeu. Așa cum Sfântul Apostol Pavel mulțumia celor din colose și spune în capitolul 1, versetul 3, mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl nostru, Domnului nostru Isus Hristos, că -și ne rugăm neînceptat pentru voi. Și am auzit despre credința voastră în Hristos Isus și despre dragostea pe care o aveți față de toți Sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru frățiile voastre. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru că s -aud lucruri bune despre adunarea din Londra. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru că creșteți în număr și cred că creșteți în credință și în dragoste către Dumnezeu. Și asta este o binecuvântare pentru lucrarea oastei Domnului. Este o binecuvântare pentru Numele lui Dumnezeu, pentru că, așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, dacă un om singur se întoarce de la păcat la Dumnezeu, îngerul lui Dumnezeu să bucură în ceruri. Suntem la botez. Îți doi copii am înțeles. Cred că amândoi. A vostru, nu? Amândoi veniți de la Italia. Ați venit aici, la, în Anglia. Este minunat! Spunea părintele și spunea fratele de la început și îmi place cuvintele și mi-au plăcut cuvintele pe care le-a spus și în felul următor. Botezul este sfânt. Dacă fiecare știți și fiecare vedeți, în momentul când este botezul, Părintele îl ia copilul și îi unge picioarele, îi unge mâinile și zice picioarele să umble în calea lui Dumnezeu, mâinile să lucreze pe calea lui Dumnezeu, în via lui Dumnezeu și omului Dumnezeu. Părintele Iosif Trivas și cu fratele Traian au înțeles că gura care trebuia să-l binecuvinteze pe Dumnezeu, a început să-l blestere pe Dumnezeu. Picioarele care trebuiau să meargă, să alerge spre biserică, au început să alerge spre discoteci, spre locuri de desfrâu. Și atunci a spus, oameni, trebuie să vă întoarceți înapoi la Dumnezeu. Aveți nevoie să vă împăcați cu Dumnezeu. Aici era fratele Primo și a spus: Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu. Nu merită ca să. Ați fost închinați în biserică. Nu merită ca să-l abandonați pe Dumnezeu. Nu merită să-l lăsați deoparte. Pentru că Dumnezeu a dat totul, a dat pe Hristos să moară. A făcut totul sângele lui Hristos a curs pentru mine și pentru tine pe dealul din Golgota. Vreau să vă spun o întâmplare și chiar azi noapte nu știu ce s-a întâmplat. La un moment dat n-am putut să dorm și mi-a apărut o întrebare, o întâmplare pe care acum venind în coace. Și m-a făcut azi noapte, mi s-a pus o întrebare și n-am putut, și chiar când m-am trezit, îi spuneam la cumătru la nașul lui Alexandra și zic că, măi, s-a întâmplat ceva, nu știu, eu, nu știu ce, dar azi noapte, la un moment dat, n-am reușit să dorm și parcă cineva mi s-a pus o întrebare, cu tine, cu ce este? Ce se întâmplă cu tine? După întâmplarea pe care am avut-o pe parcurs, am plecat de la Roma și că am fost mulți, grupul nostru, am fost patru adulți și cinci copii, am avut multe bagaje, zainuri, una alta și am început să le numărăm și să spunem, mai să nu pierdem din bagaj, să nu pierdem una alta, să nu, pentru că sunt multe cu copii, cu una, cu alta. Și le-am numărat, unul, doi, câte, câte bagaje erau și ne-am urcat în avion. Ne-am dat jos din avion și ne am uitat, mă avem toate bagajele. Erau cele mai bune. Bagajele mari, toate, tot, tot. Le avem toate. Am coborât din avion. Ne-am prezentat la rând la poarta de intrare, la e, e, poarta de intrare în Anglia. Și la un moment dat am avut bagajele, am avut totul dar unul dintre noi n-a mai putut intra. Dom'le, cum nu putem să intrăm unul dintre noi? La unul dintre noi de lipsea pașaportul. Atunci în mintea noastră a spus, într-un bagaj mic, în cel mai mic bagaj pe care l-a luat una dintre fetele care erau acolo, l-a luat și l-a mutat undeva mai încolo și noi l-am uitat în avion. Acolo era un pașaport. Cei care erau acolo s-au uitat și a spus, copilul poate să intre, mama poate să intre, voi intrați. Dar tata nu poate să intre. El trebuie să se întoarcă. Pentru că nu are pașaport. El nu are carte de identitate. Copiii au spus, dar este tata. E tatăl nostru. Da, e tatăl vostru. Dar el nu are pașaport. E soțul meu e soția mea, e copilul meu mijlociu, el este din familia noastră. Cel de la vamă s-a uitat și a spus, el nu are pașaport, el nu are buletin, el nu poate să intre. M-am uitat în Cuvântul lui Dumnezeu și spune în Ioan, capitolul 3: Versetul 5. Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Dacă noi nu puteam să intrăm în Anglia fără un pașaport, fără un buletin, Domnul Iisus Hristos mi-a spus mie și spuneți ție astăzi, tinere, fără, din a, fără, de naște, fără nașterea din nou, tu nu poți să intri în Împărăția Lui Dumnezeu, eu nu pot să intru. Adevărat, adevărat, îți spun. Fără acest pașaport, fără această naștere din nou, tu nu poți să intri, eu nu pot să intru în împărăția lui Dumnezeu. M-am uitat pe fața celui care îi lipsea pașaportul, era o față foarte tristă. Cum? Mă pot opri? Da, mă pot opri nu mă lasă să intre. Lucrurile s-au rezolvat, mulțumim lui Dumnezeu. Între timp a sosit bagajul, că cineva s-a uitat în bagaj și a văzut că era pașaportul și a înțeles că fără pașaport nu se poate intra și ni s-a adus pașaportul. Și lucrurile au fost bune. Aș vrea în seara aceasta, iubitul meu, frate și iubita mea, soră, poate faci parte din această familie poate tatăl tău și mama ta te-a dus la adunare. Dar tu, personal, deși faci parte din familie și o fac parte din familie, deși am fost așa cum spunem aici și au spus, am fost botezați, noi într-o zi l-am abandonat pe Domnul Isus. Și spune, fratele Traian, e un lucru extraordinar. Fiecare din noi trebuie să ne naștem din nou. Fiecare dintre noi trebuie să-L primim pe Domnul Isus Hristos. Fiecare dintre noi, chiar dacă suntem născuți într-o familie de oameni credicioși, trebuie să fie Dumnezeul meu. Trebuie să ai personal nașterea din nou tu și eu pentru tine, pentru mine, este necesară această naștere din nou. Aș vrea să vă aduceți aminte și să ne aduceți aminte când spune cuvântul lui Dumnezeu că va veni ziua grea, ziua de judecată și spune toate neamurile vor fi adunate. În Matei, capitolul 25, versetul 32. Înaintea lui, el îi va despărți pe unii de alții când desparte păstorul oile de capre și le va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Dacă la o poartă, la o vamă lumească, niște oameni au fost în stare să despartă o familie, să stai cu ochii și să începi să plângi, că copilul tău mijlociu nu poate să intre. Și ce lasă tine să spună, tu intră, tată! Tu, mamă, intră! Dar copilul meu, de câte ori poate ești tânăr aici, s-a spus, tata, tu trebuie să te întâlnești cu Domnul Isus. Tu trebuie să-L primești pe Domnul Isus. I-va desparte spre cuvântul Domnului. Cum desparte păstorul de capre. Iar în capitolul 24, cuvântul Domnului spune: Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară una va fi luată și alta va fi lăsată. Este o cântare care spune, da ziua cea mare, groaznică va fi, când toți va trebui să stăm la judecată. Părinți de copii s despărți pe vecii vecilor. Soț de soție să va despărți pe vecii vecilor. Aș vrea ca în ziua de astăzi, în fața lui Dumnezeu, fiecare să ne facem o întrebare. Fiecare să ne punem această întrebare: eu dacă trebuie să mă prezint mâine dimineață la partea lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu. Am pașaportul. Eu azi noapte m-am trezit și dacă mâine mi-ai viața, eu sunt mântuit. Am să mai văd vreodată copilul meu în împărăția ta. Am să mai văd pe tatăl meu. Am să mai văd pe mama mea. Noi am fost toți botezați. Ne-a citit rugăciunile, a fost ceva extraordinar, este taina lui Dumnezeu. Dar ce-am făcut noi, așa cum spune fratele Traian, că haina curată am mântinat-o, a, mântinat a murdărit-o. Dacă în seara aceasta a simțit că am făcut acest lucru, Dumnezeu ne cheamă și ne întreabă, ești gata să te întâlnești cu mine? Dacă astăzi ai simțit că ai păcătuit, că l-ai supărat pe Domnul Isus, cel care a plătit pentru tine, Domnul Isus Hristos te așteaptă la acest botez. Acum, când haina acestor copii sunt așa, așa de curată, așa este de curată această haină, și poate haina Sufletului nostru am pătat-o, o putem astăzi albi și tot fratele Traian spune, eu n-am o haină ca voastră. Ah, cine mi-ar putea o da? Domnul Iisus Hristos, spune cântarea, a plătit a prețul. El a plătit prețul. Prin sângele Lui ne Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă sfințească viața. Și nu uitați niciodată fiecare și să nu uităm niciodată fiecare ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Am spus lucrurile acestea pentru că ne flăm la un botez și am vrut să fac legătura între copilașii care sunt curați și noi care, prin viața noastră de multe ori, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Dar dacă astăzi suntem aici, Dumnezeu ne dă șansa să ne întâlnim. Putem astăzi să primim pașaportul, putem astăzi primi acest dreptul să ne apropiem de Dumnezeu, să ne apropiem pentru a intra în părăția Lui. Vreau să închei cu câteva versete și pentru cei doi copilași și și pentru fiecare dintre noi. Și numeri capitolul 6, versetul 24, cuvântul Domnului spune, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă păzească. Dumnezeu să facă să lumineze fața Lui peste voi și să se îndure de voi. Domnul să-ți înalțe fața peste voi și să vă dea pace. Dumnezeu să vă binecuviteze. Dumnezeu să cuvitează adunarea din Londra. Frate de la Roma vă salută, vă poartă în suflet și de acolo și ne rugăm împreună unii pentru alții, ca pacea lui Dumnezeu și binecuvântarea Lui să fie peste noi, peste fiecare. Amin. Slăvi să fie Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.